Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri. Iată care sunt principalele titluri ale acestei ediții. Doi bătrâni au ajuns în șanț după ce au derapat cu mașina într-o curbă pe Mateiași. Petrecere de neuitat la Petrești de ziua comunei. Campionul Simone Tempestini s-a impus în raliul Argeșului contând pentru prima etapă din campionatul național de raliuri Dunlop 2019. O zi cu ghinion pentru doi bătrâni care se îndreptau dinspre Rucări spre Câmpul Lung pe DN73. Într-o curbă periculoasă de pe Mateiași, autoturismul a derapat și s-a răsturnat. Din fericire, cei doi au scăpat doar cu o sperietură zdravănă. Accident spectaculos pe serpentinele de la Mateiași. Doi bătrâni aflați într-un autoturism Opel au scăpat nevătămați ca prin urechile acului. Într-o curbă periculoasă, mașina a derapat, a ajuns în șanț și s-a răsturnat. La fața locului a sosit un echipaj de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung cu o auto specială și un echipaj smurd. Data de 5.05.2019, detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină în raza comunei Valea Mare Pravăț la un accident rutier. Am ajuns la locul evenimentului cu auto specială de descarcerare și un echipaj smurd. La locul accidentului am constatat că autoturismul marca Opel era răsturnat pe plafon, în interior neexistând persoane încarcerate. Cu toate că mașina a fost grav avariată, cei doi bătrâni s-au ales doar cu o sperietură zdravănă. Incident șocant în această dimineață la Pitești. Un bărbat a fost găsit mort într-o mașină după ce a intrat prin parbriz. El a căzut de la etajul 8 al unui imobil peste autoturismul parcat lângă bloc. Poliția trebuie să stabilească acum dacă este vorba despre un act deliberat sau despre un accident. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini cu un puternic impact emoțional. Bărbatul locuia în acest bloc într-un apartament de la etajul al 8-lea, împreună cu mama lui. Nu era căsătorit și nu avea copii. De ceva vreme intrase în depresie. În această dimineață, mama lui a intrat în cameră și a văzut geamul deschis. Când s-a uitat în jos, i-a venit să leșine. Băiatul ei căzuse peste un autoturism. Imediat a sunat autoritățile, iar un echipaj de la ambulanță a ajuns la fața locului. Personalul medical doar a constatat decesul. Am fost solicitați pentru o persoană căzută de la înălțime, posibil decedată. Când am ajuns la fața locului, am găsit un bărbat decedat, cu semne de moarte instalate. Nu se mai putea face, din păcate, nimic pentru această persoană. Polițiștii au deschis o anchetă pentru moarte suspectă și urmează să stabilească dacă este vorba despre un suicid sau despre un accident. Operațiune contra cronometru pentru salvarea unei femei din județul Argeș. Un elicopter a fost chemat de la București special ca să o ducă la un spital din capitală pentru a fi supusă unei operații. Femeia a suferit un anevrism. Femeia este din județul Argeș și i-a venit rău pur și simplu. Norocul ei că familia a văzut imediat că ceva este în neregulă și a dus-o la spitalul din Pitești. Decizia a fost imediată, aceea de a transfera pacienta la un spital din capitală pentru că se impunea o operație complexă. Prin urmare, a fost solicitat un elicopter care să o transfere pe calea aerului de la Pitești la București. Acesta a aterizat lângă stadionul din Pitești. Înainte de a fi predată echipajului de pe elicopter, femeia de 62 de ani a fost stabilizată. Era conștientă. Lângă ea au fost permanent soțul și băieții ei. Solicitat să transferăm o pacientă de la ATI, neurochirurgie, până la stadion, în vederea consultului și tratamentului de specialitate la IBCV București, pacienta prezentând hemoragie subaracnoidiană, respectiv un anevrism de arteră comunicantă anterioară rupt.
Medicii spun că doar o intervenție rapidă și fără șocurile pe care le-ar da un transfer cu ambulanța poate salva un om în astfel de situații. Tocmai de aceea s-a apelat la transferul cu elicopterul către București. Pompierii au intervenit la apelul unei femei care a anunțat că dintr-un canal ies flăcări și fum. La fața locului a sosit și o echipă de electricieni care a intervenit și a scos o siguranță de la un contor montat în canal. Panică pentru locuitorii unei străzi din Pitești. O femeie a sunat la 112 și a anunțat că dintr-un canal ies flăcări și fum și se simte un miros de plastic ars. Imediat, o auto specială de la pompieri a fost trimisă la fața locului, iar ulterior un echipaj SMURD și auto speciala CBRN. Într-adevăr, dintr-un canal tehnologic ieșea fum și în toată zona era un miros pregnant în necăcios. A fost chemată și o echipă de la furnizorul de energie, care făcuse în urmă cu câteva ore o intervenție acolo. Electricienii au scos o siguranță și au plecat, fără a afecta consumatorii. Nimeni nu înțelege însă cum într-un canal tehnologic pot fi cabluri de energie electrică un real pericol pentru întreaga zonă. Doi turiști ucrainieni puteau să se accidenteze în munții Făgărași. Inconștienți fiind, aceștia au vrut să traverseze în condiții neprielnice masivul acoperit de zăpadă. Au plecat din Sibiu, cu toate că salvamontiștii le-au interzis și au fost preluați de cei din Argeș, care i-au salvat în ultimul moment. Aceste imagini sunt filmate în munții Argeșului, pe Transfăgărășan. Doi turiști ucrainieni au vrut să traverseze munții pe bicicletă și chiar asta au făcut. S-au întâlnit în drum de la Sibiu către Bâlea cu salvamontiștii sibieni, cu care s-au certat pentru că aceștia le-au interzis să urce. Au scăpat de ei și și-au continuat drumul. Salvamontiștii din Sibiu însă și-au anunțat colegii de la Argeș, care au plecat în întâmpinare având alături câinii de avalanșă. După câteva ore, bărbatul și femeia din Ucraina și-au făcut apariția dintre nămeți cu bicicletele în cârcă. Erau epuizați, însă mulțumiți că gestul lor nu a devenit tragedie. Reprezentanții Salvamont Argeș i-au preluat și i-au dus la cota 2000, iar apoi mai jos, până la un traseu accesibil. Săptămână plină pentru tinerii din județul Argeș, angrenați în activități culturale educative. Finalul de săptămână i-a prins între Pitești și București, locuri unde au arătat că educația și divertismentul se fac mult mai bine într-un cadru organizat. Iar inițiativa lor a fost apreciată maxim chiar și la minister. Aceste activități au fost programate din timp de reprezentanții Casei de Cultură a Studenților din Pitești. Acțiunea s-a numit Fi de două ori mai tânăr și s-a constituit într-o caravană a tinereții, care a ajuns și în fața sediului Ministerului de Resort, chiar de ziua tineretului. Până și ministrul a ieșit în fața sediului să-i cunoască pe tineri. Acțiunile stradale au continuat la Pitești și au fost de tip flash mob. Dansatorii, magicienii, statuile vii, artiștii pe catalice, acrobații, jonglerii, simulările de lupte marțiale, teatrul de păpuși, toți au dat culoare caravanei. Locuitorii comunei Dâmbovițene-Petrești au sărbătorit ziua localității cu mititei, băutură și muzică de calitate. Astfel, în atmosfera câmpenească, au cântat interpreții de muzică populară din zonă. Orchestra populară Chindia, formația Talisman și Iulia Gianu. Piesa de rezistență însă a fost Vali Vijelie, care a întreținut atmosfera într-un recital de zile mari. Duminică, 4 mai, comuna Petrești de Dâmbovița s-a aflat în sărbătoare. Pe scena amplasată în imediata vecinătate a primăriei, interpreți de muzică populară din localitate și nu numai au întreținut atmosfera în timp ce grătarele sfârâiau cu mici, iar berea a curs din abundență.
Sărbătoarea a debutat cu o reprezentație de kickboxing, după care copiii școlilor și grădiniței din Petrești au susținut un program artistic. Interpreții de muzică populară ai orchestrei Chindia au încins atmosfera, iar localnicii au încins sârba și hora. Piesa de rezistență a manifestării de la Petrești a fost Vali Vijelie.
Artistul a interpretat cunoscute melodii în aplauzele îndelungate ale celor prezenți într-un număr foarte mare. Spectacolul a ținut până târziu în noapte în compania formației Talisman și Giuliei Gianu și s-a încheiat cu un superb foc de artificii. Campionul național antitru Simone Tempestini a înregistrat o victorie clară la Raliul Argeșului, prima etapă a campionatului național de Raliul Dunlop 2019. Clujanul a câștigat toate cele 8 probe speciale din cele 2 zile de concurs. Peste 10.000 de spectatori au fost prezenți vineri seară la proba super specială din jurul stadionului Nicolae Dobrin din Pitești. Un total de 77 de echipaje s-au înscris la prima etapă a campionatului, 22 fiind nevoite să abandoneze de-a lungul etapei din diverse motive. De 6 ori învingător în Argeș, Titi Aur a ieșit în decor chiar în prima probă specială, în timp ce un alt fost campion național, Bogdan Marișca, a părăsit concursul din motive tehnice. Cu Sergiu Itu în dreapta sa, Simone Tempestini pe un Hyundai i20 R5, același model pe care îl pilotează și în campionatul mondial de raliuri, a avut un avantaj de 1 minut și 22 de secunde față de următorul echipaj format din piteșteanul Vali Porcișteanu și copilotul său Dan Dobre pe un Citroen C3 R5. Evenimentul a consemnat revenirea raliului Argeș în campionatul național de raliuri Dunlop după 9 ani de pauză, bifând ediția cu numărul 19. Podiumul primei etape a fost completat de echipajul Dan Gârtofan, Tudor Mârza. Festivitatea de premiere a fost oficiată de ministrul tineretului și sportului Bogdan Matei și de președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, Noris Măgeanu. Locul 2, Valentin Borcișteanu, Dan Dobre, Citroen C3 R5. Și locul întâi, Simone Tempestini, Sergiu Itu, Hyundai i20 R5. Poftiți, poftiți! Multe aplauze, Pitești! Gloria Berevoiești continuă să dezamăgească în campionatul Ligia 4. Albi-albaștri au capotat și în deplasarea de la Poiana Lacului, de unde au plecat învinși 2-6, și rămâne fără victorie în returul acestei ediții de campionat. Victoria Buzoiești s-a impus 2-1 în deplasarea de la Suseni, consolidându-și astfel poziția a treia în clasament. Continuă seria rezultatelor negative înregistrate de Gloria Berevoiești în returul acestei ediții de campionat. Gruparea fotbalistică de Liga 4 din Mușcel nu a reușit nici după etapa recent încheiată să bifeze prima victorie din acest an. Elevii lui Alin Durdun au dezamăgit în deplasarea de la Poiana Lacului, acolo unde au suferit o înfrângere categorică 2-6 în fața formației din localitate. De fapt, Gloria Berevoiești a început jocul de la 0-2, pentru că în minutul 8 al partidei de la Poiana Lacului, gazdele aveau deja avantaj de 2 goluri. Grație
reușitelor lui Naciu din minutul 1 și Boboacă din minutul 8. În minutul 35, Bălașa a redus din handicap, însă în ultimul minut de joc al primei reprize, Naciu a refăcut diferența de 2 goluri pentru gazde. În partea a doua a jocului, Laurențiu Petre a dus scorul la 4-1 în minutul 52, pentru ca în minutul 58 Naciu să ducă scorul la 5-1, reușind totodată și hat-trick-ul. Surcescu a făcut 6-1 în minutul 62, iar Turnescu a marcat și el, reducând din diferență. S-a terminat 6-2 în favoarea gazdelor, iar Gloria Berevoiești, scăpată de grijile retrogradării, rămâne și după această rundă fără victorie obținută în acest retur de campionat. Victoria Buzoiești s-a impus la Suseni cu scorul de 2-1, după ce la pauză gazdele au intrat în avantaj minim. În partea a doua întâlnirii, capitanul Mihalache a restabilit egalitatea pentru ca Surugiu să aducă golul victoriei cu 25 de minute înainte de finalul partidei. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a 25-a din campionatul Ligii a 4-a, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. Campionatul Ligii a 4-a Dâmbovița și-a derulat duminică jocurile din cadrul etapei a 27-a. Voința Vișina nu a jucat, dar a câștigat partida de la coada izvorului la Masa Verde cu scorul de 3-0 și a părăsit zona minată a clasamentului. Gruparea dâmbovițeană de Liga a 4-a Voința Vișina nu a jucat în etapa recent încheiată, însă a câștigat la Masa Verde cu scorul de 3-0 partida de la coada izvorului. Capul de afiș al rundei a fost ținut însă de jocul dintre ocupantele primelor două locuri în clasamentul Ligii a 4-a, Recolta Gurașuții, Gloria Cornești, încheia la egalitate 2-2, rezultat în urma căruia campionatul s-a relansat. Diferența de un singur punct între cele două formații face ca finalul de sezon să fie mult mai încins. Campioana județului Dâmbovița va fi cunoscută cel mai probabil după derularea ultimei etape. În urma rezultatelor înregistrate în jocurile de duminică, Voința Vișina a părăsit zona minată a clasamentului Ligii a 4-a, urcând până pe poziția 11-a. Echipa din Vișina va evolua runda viitoare pe cocheta arenă din localitate în compania unui adversar modest, viitorul Ile Caragiale, formație aflată în subsolul clasamentului, iar Verde și compania vor da totul pe terenul de joc pentru a mai bifa o victorie în actuala stagiune competițională. Rezultatele complete registrate în cadrul etapei de duminică din campionatul Ligii a 4-a, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. Săptămâna a început cu vreme deosebit de rece și ploioasă. Așa va fi în continuare mâine în județul Argeș, cerul va fi acoperit de nori și va ploua, iar termometrele vor înregistra temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă. Vor fi maxime de până la 14 grade Celsius. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 10 și 13 grade Celsius și desigur va ploua. Și în sud vom avea nevoie de umbrele, iar termometrele vor înregistra cel mult 13-14 grade Celsius. La Pitești, de asemenea, cerul va fi acoperit de nori, va ploua și vor fi cel mult 14 grade Celsius. Și în Dâmbovița, vremea va fi rece și ploioasă. Cerul va fi acoperit de nori în partea de nord și vor fi înregistrate temperaturi de cel mult 10 grade Celsius. Nici în sud nu va fi mai bine. Va ploua în continuare, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 12 și 14 grade Celsius. La Vișina și la Corbimar vor fi până la 14 grade Celsius, la Titu și la Găiești cel mult 13. Iar la Târgoviște, termometrele vor indica până la 12 grade Celsius.
La noapte cerul va fi acoperit de nori și va continua să plouă, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 6 și 8 grade Celsius. Nici mâine nu scăpăm de ploi. Cerul va fi acoperit de nori, iar termometrele vor înregistra până la 10 grade Celsius. Miercuri cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica cel mult 15 grade. Ziua de joi va fi una ceva mai frumoasă. Cerul va fi variabil mai mult noros, iar termometrele vor înregistra până la 15 grade. Acestea sunt deocamdată informațiile. Ne revedem mâine seară cu alte date. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Programul continuă cu o nouă ediție a emisiunii Magazin Sportiv. Vizionare plăcută!